Avem conexiune. Petalo. Ce faci? Bună. Hello. Nico, ce s-a întâmplat acolo? Lasă-i să vorbesc. Nimic. Spune-mi ce s-a întâmplat. Mă apucă râsul. Dar nu te bebe. Spune, nu ține în tine, spune-mi. Nimic, o să vreau să vorbesc ceva cu tine. E din cauza mea ceva? Are legătură cu noi doi. Îi spune, că am cerut să mă duc la tine și nu mă las. Da, poate vorbiți în camera roșie. Nu că aici trebuie să vorbească. Îți e greu să vorbești aici? Maria, cere-le o cameră roșie. Atent, aici trebuie. Nu, păi, fă-te. Nu că aici vrea să vorbească. Am avut niște zile mai grele și tu știi asta, adică ai văzut pe mine. Da. Așa este. Și am început să-mi pun niște semne de întrebare. Legat de noi. Așa. Dați voie să mă duc până acolo, vă rog frumos, că așa nu o să pot să fie. Bine că nu-mi dați. Vrei să zic, nu? Sorin, Nicoleta de câteva zile chiar am vorbit și eu cu ea și are și ea niște stări mai ciudate, cred. Da. Și vis-a-vis de tine are niște semne de întrebare și acum vorbeam cu ea, au zis că ar vrea să fac o pauză în relația voastră. Mamă, singurul cuplu din casă, o pauză. După tot, cred că ce s-a întâmplat și camera roșie, v-a zis te iubesc. Totul e prea repede. Totul, nu știu. Doamne, pauză pentru că vă înțelegeți prea bine? Nu mai înțeleg. Are ea unele chestii pe care trebuie să mai... Le deci vorbească șocat, cu Sorin. Așa ceva, nu mai pot să înțeleg ce se întâmplă aici. În această casă, în aceste două case, s-o adică în casă din partea cealaltă, pauză, eu... Că te înțeleg eu nu. Nu, poate ar fi mai bine să vorbească ei doi. Nu judecați, nu judecați. Fiecare știu mai bine ce e acolo și oricum Nicoleta... Oricum o să aveți camere roșii, sigur, unde să te explice mai bine. Nicoleta... Eu am vrut să-i zic numai să știi despre ce e vorba. Băi, lasă pe Sorin, că e cineva... Ah, serios, nu, dar aveau doar chestii și atât. Nicoleta, știi că noi toți din casă, noi bălim la o relație ca a voastră. Adică asta am vrut să spun, noi chiar bălim după o relație de asta. Da, Radu, dar doar ea știe ce e în sufletul ei. Da, știu, da. Nu poți să te bagi. Haideți mai bine să vorbim despre altceva și ei doi o să discute singuri. Nicoleta, tu realizezi că eu de 4 luni de zile trăiesc în casa iubirii? Da. Și atunci, unde e problema? Că ți-am spus te iubesc în casa iubirii. Nu neapărat numai despre asta, Sorin. Și despre mesajele care le primește ea și despre hate-ul care îl primește și toate chestiile astea. Toate. Cu ce sunt eu vinovat pentru treburile astea? Eu am zis că nu o să-ți mai zic absolut nimic, te-am înțeles, am înțeles supărările tale și am zis că o să-ți fiu alături și o să fiu lângă tine. Dar nu văd unde este vina mea aici. Nu este vina ta, Sorin, e asta ceva simte înăuntru ei. Dacă tu-ți dorești să faci chestia asta după toate chestiile care le-am făcut pentru tine și sentimentele și tot ce mă gândeam să mai fac pentru tine și știi foarte bine că ți-am spus, pentru mine, sincer, e o mare dezamăgire. Atât. Pot să... Nu zici că e vina ta. Mm.
înțelegi? Testul ăsta a fost o prostie. Nu a fost nicio prostie, lasă. Uite că înseamnă, chiar nu știu la Petrie. Gata. Tine, ține în tine. Hai că el a spus că e dezamăgit, ea vrea o pauză, de ce? Păi asta auzi, dar asta eu demonstrat, el ține și el la ea. Uite, ține la tine. Pentru că nu e ca și când dăm cu piciorul, bine, hai, poți să pleci. Hai, atunci ne despărți. Cum sunt în unele situații, a vrei să faci treaba asta, nu? Bine, fă. Uite, cum s-a întâmplat la mine? Paharul, păc. N-are legătură chinga în paharul. Nu, eu mă gândesc că chiar s-a văzut și el a fost dezamăgit, că cum adică ce-am făcut eu, ce-a făcut ea? Ce mă doare să-i zic astfel de lucruri și nu știu că doare. Bine, doamna Andreea, și pui pum. Și te ține la tine, asta e cel mai important. Dar ea știa că ține la ea și ei am dar voia să-i vadă reacția, a fost un test. Da, e normal. Se vede foarte clar, e dezamăgită să nu-l accepte și atât cu ea. E singurul cuplu și trebuie să treacă prin mai multe teste. Și dacă a trecut testul aici, în casa iubirii, afară e clar că e mai ușor. Poate nici mai trebuie să zici prea multe, că se vede că nu prea poți. Nu, pentru că nu am cum, eu nu vreau să-l rănesc, că și mă doare să zic. Dacă nu vrei, fă asta, tu, Nicoleta. Am zis să vină doamna Andreea și zic că nu pot să continui jocul ăsta. I-ai zis atunci și ai văzut că nu vrei să rănești deloc și nu mai vrei să continui și gata. I-ai zis, acum au trebuit pe conexiune, că a ajuns. L-ai pus pe gânduri, gata. Ai văzut, de fapt, cum e. Bă, nu am oricum noi de reacția asta lui. Da. Dar nu am putea să vedem ce vorbește cu băieții, să vedem ce reacție a avut. Ce vrei să faci, Nicoleta? Fata, eu zic renunță. De se vede și tu suferi, acum vă faceți o suferință. Ai văzut, ține foarte mult la tine. Nu a renunțat, s-a speriat, s-a șocat și... Da, eu aș vrea să văd ce vorbește. Și eu aș vrea să văd, dar nu cred. Măi, ce am făcut eu, ce am fost. O să văd ce zice Sorin. Îi văd reacția măcar acum. Hai, nu? Am înțeles. Nu știu ce vrei. Dacă a fost până acum, ai zis treaba asta, gata. Nu, plictisit de teste. Da, poate fi testul ăsta un plus pentru ea. Da, asta zic, reacția lui Sorin a fost, nu înțeleg. De ce? Nu a fost... Bine, ok, el, dacă tu ai făcut... Poate el va trece, va trece testul ăsta. Da, va trece, dar eu zic că e suficient. Da, deja o prea doar, gata, Nicoleta. Nu, așa... nu e nici ea persoana asta tare care să zici că măi, gata, hai să-l pun da, și pe afară, tine trebuia. Afară o doar și mai tare afară. Nu pot să-l văd. Vreau să văd ce zice. Vezi și la mine faza cu parul cu apa, încă mi-era așa pentru că a fost un test, dar ai văzut cum, dacă îmi plăcea adevărat, era dornic să asculte. Dar vezi? Nu a fost așa. Du-te, du-te, cere-te să mergi să-l vezi. Da, nu are rost. Să vezi ce zice. Nu-i văzut și... reacția, e clar că țineți unul la alții, nu... Că nu renunță puteți din prima. Puteți să fii un bărbat care zice, bine, fac, dacă asta crezi, asta consider gata. Dar era cum să facă asta. Cu orgoliul lui de bărbat, un bărbat cam asta ar fi zis. Da, nu mai vrei, asta este next, următoarea. Dar pe ei doi se vede, la voi doi ceva diferit. N-avea cum să reacționezi așa, n-avea cum. Eu spus te iubești acum gata, nu mai, n-avea cum să reacționezi. Tu, dar eu văzut reacția, eu am zis. Păi s-a ofticat, era nervos. Nu era ofticat, era dezamă, era cum adică, ca ce am păi asta, era cum adică faci asta, păi de ce faci asta? Ofticat era ca și când... Așa mi s-a părut. Nu pot să-l văd, să văd ce zice, ca să știu. Hai dați-ne, vă rug, sau renunță fata acum. Să văd numai ce zice, nu vreau să vorbim prin conexiune sau așa, să văd ce zice el la băieț. Mă lăsați, vă rog frumos, mă duc 2 minute, ce nu mă mai duc astăzi deloc, doar 2 minute. Dați voi, vă rog frumos. Dar nu, mă lasă să mă duc, numai să vezi tu. Te iubește, Max, pe bun. Fai, chiar se vede, da, uite, cum a dat. S-a terminat. Fai, ce nervos e. Dați-o, vă rog, frumos. Îi pasă de ea. Pasă de tine, fata.
Sau dacă măcar nu-l lăsați neapărat. Lăsați, vă rog, să meargă să-și rezolve. Să discute cu Nicoleta, vă rog frumos, lăsați. Iurgea! Și George spune. Două minute. Nu se aude. Două minute. Nu, că se acolo la cameră. Vă rugăm, lăsați-l să meargă. Ce faci acolo? Să-i ne ce Radu, what the fuck? Nu, nimic, niciun răspuns. Asta e minunat. Spală vasele din nou. E tensionat omul ăsta fierbe aici, lăsați-l, vă rog să meargă dincolo. Meargă două minute. Păi, Doamne, iartă-mă, se conștie că l-a spus să-l fiarbă, nu? Îl fierbe acum, nu lasă să ducă acolo. Păi și eu asta vreau să zic, eu cred păi, că ăsta e și... asta am zis și eu mai devreme, dar... Așa că și că-l fierbe. Că, cred că ăsta e scopul, să fierbe puțin. Poate cine știe, poate ceva nu e ok. Ceva nu bate bine, așa, dintr-o dată, nu știu. N-are o logică. Nu e vorba de dintr-o dată, mă, s-au acumulat la ea chestia nu, asta. Mă, eu știu că mi-a spus și ieri, mă, știu. Ah, ok. Știu că mi-a spus și ieri și eu zis că e singurul motiv pentru care ea mai stă aici. Înțelegi? I s-au adunat toate chestia. Și a... Probabil a considerat că e bună o pauză, dar nu cred că asta e... Nu, e bine. Nu, bă, cred că asta e bună. De-abia ce început îți zici, trebuie după aia e pauză. Asta din cont. Sau iei pauză, te împaci, dar nu se mai mai niciodată. Chestia e că între noi e altceva. E mult mai mult decât... Da, e mai înțeles, mult. Eu înțeleg ce spui tu, dar înțelegi? Eu ți-am spus ce înseamnă după părerea mea pauză. Și nu e doar părerea mea. Păi asta o să vorbesc eu cu ea. Și ideea e că eu înțeleg cu chestia cu hate-ul, pentru că am trecut prin asta și știu ce înseamnă. Da, dar uite, are mesaje mai mult, că eu știu dacă stau la Sorin pe live, toată lumea zice... Nu știu, frate. Are puțin hate, mine... generalizat. Nu, mă, la comentarii, la poze și la din astea, am văzut eu, frate, am văzut. E rău. Și eu primesc o grămadă hate. Înțelegi? Dar, dragilor, care dați hate, ea nu mă interesez. Ea nu e călită, nu e făcută pentru chestia asta. Nu poate să treacă cu vederea, o doare. Mă face lumea trântor, mă trântesc cu toate canapelele, mă face lumea băgăcios. Dar pe Bianca nu o vede, mă face lumea răută. Dar sunt diferiți, Radu, ca și oameni. Pe tine te doare fix un pic. Eu râd la ele.